ce nu se scrie la televizor, ceea ce nu se spune la televizor. Aici putem să aflăm câteva date despre ce înseamnă proiectul minier și pericolele pe care le aduce pentru munții Apuseni, pentru zona noastră, pentru Turda, pentru Valea Arieșului. Putem să aflăm ce înseamnă această lege neconstituțională, prin care se creează facilități speciale unei companii private care se distrugă printr-un proiect minier de mare amploare, ceea ce mai este încă bun și frumos în munții Apuseni. Și totodată găsim și alternative prezentate în acest iar, pentru că Valea Arieșului și munții Apuseni înseamnă și turism, înseamnă și creșterea animalelor, înseamnă prelucrarea lemnului, înseamnă colectarea fructelor de pădure. Chiar dacă mulți încearcă să minimizeze aceste lucruri, spre exemplu, până în septembrie 2013, în mai puțin de un an de zile, la Bistra, într-un centru de colectare, s-au colectat fructe în valoare de 1,9 milioane de euro. De asemenea, pe Valea Arieșului sunt peste 600 de pensiuni care creează locuri de muncă peste aproape 4.000 de locuitori de pe Valea Arieșului. Toate acestea vor fi afectate dacă acest proiect minier de la Roșia Montană va începe. De asemenea, cei care lucrează în industria și prelucrarea lemnului, în fabricile de mobilă de la Câmpeni, vor fi afectați de acest proiect. Trebuie să vedem și alte perspective pentru investiții serioase în munții Apuseni, pentru alternative, pentru o dezvoltare durabilă și un turism responsabil. De asemenea, suntem aici în stradă pentru a protesta împotriva proiectului minier, pentru că vrem să fie interzis minieritul cu ceanuri, vrem să fie retrasă, respinsă prin vot această lege neconstituțională, vrem ca Roșia Montană să fie inclusă în patrimoniu UNESCO și vrem ca cei care au fost responsabili pentru toată situația creată, pentru aceste probleme legate de proiectul de la Roșia Montană, să fie trași la răspundere. Începând cu cei care au pornit și au dat drumul acestui contract de exploatare încă din anii 96-98, până la cei care ne-au adus în stradă să protestăm, cei care au dat drumul acestei legi, fără să fie gândită, fără să fie analizată, doar pusă pe masa parlamentarilor. Mergem cu toții la Câmpeni la Marea Adunare Națională.